Alo, bună seara, bună seara, Veranda, bună seara, căpșune, iubesc căpșunele, ha, ha, ha. Astăzi este o seară extraordinară. De ce spun asta? Pentru că Tatiana spune pe lângă faptul că își lansează un clip fantastic, mai e și ziua de naștere a ei. Hai cu mine, suntem într-un local drăguț, un local frumos. Bună seara, Tatiana, bună seara, felicitări. De unde au luat căpșunile? Căpșunile sunt cumpărate de tăticul meu. Foarte serios, unde-i tata? Unde-i tata? Tata-i după căpșune. Tata-i după căpșune, am venit multă lume, într-adevăr, e posibil să mai avem nevoie. Felicitări, e lansarea de care ai avut nevoie, de care ai plăcere, ai invitat toată lumea. Bună aici, prietenii tăi. Da, trebuie să mai vină încă multă lume, cred eu, și astăzi am ales să fac această lansare pentru că este ziua mea de naștere. Da, mersi mie. Și de ce am ales 4 februarie, ziua mea, pentru că 4 îmi poartă noroc, pentru că suntem în 2014, pentru că împlinesc 24 de ani. De ce ai chemat lumea la 5, dar aproape ne apropiem, încet, încet, suntem mult mai târziu, dar încă nu e. Pentru că așa este la moldoveni, dacă da. 5 la... chemi lumea la 5, vine la 7 și dacă la... Da. Ca să înțeleagă lumea, clipul e cu Smoli, e și cu Gloria, cu care a... Gloria nu este în clip, da. Ea a scris textul. În clip apare Smoli, desigur, pentru că el acolo spune și el ceva, cântă. Și... Da, el a mai spus într-un clip, a mai cântat într-un clip, da. Da. Baftă, la mulți ani, plec să vând și cu prietenii tăi, da? Mersi. Ok. DJ, muzică, noroc. Suntem în emisie directă la Veranda. Iuhu! Am spus eu, e multă lume, dar e încă lumea care se adună. Hai să vă fac cunoștință cu fratele Tatianei Spinu. Poate niciodată nu l-ați văzut. Noroc. Suntem în emisie directă la Veranda. Mulțumit de soră. Da, a făcut. Sunt foarte mulțumit. O seară minunată. Sora a spus că tata a adus căpșunile. Tu cu ce ai contribuit? Adus căpșunile? Da. Eu sunt prezența mea. A, prezența ta. Trebuia să-ți pui un bant așa frumos ca să fii zăbăs. Ok, hai să fac cunoștință cu vedete. Sunt multe vedete. Bună seara. Magnifici. Vlad Codreanu, după cum știți, sultanul Chișinăului, da? Mahai. Noroc. Mai trăiești? Bună. Mai trăiești în showbizul nostru? O lecție că trăiești. Emisie directă la Veranda. O felicitare din partea ta. Pentru Taniușa. Nu știu, doresc sănătate, în dragoste, pace și o carieră cât mai fructuoasă și îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi. Taniușa, noi te iubim. Iuhu, știi, tineretul cu bătrânetul este egal cu prietenii forever. Și nu fac prieteni pentru o bucată de plăcintă și carne, da? Corect, mersi. Lucian Dumitrescu, de la un alt post de televiziune, dar și un prezentator. The Best, salut! Salut, eu sunt sigur că reportajul cu mine va fi tăiat din noi material. Noi suntem în emisie direct la Veranda, vreo. Îmi pare foarte bine. Salutări tuturor! Da. Faci treaba azi? Da, voi prezenta evenimentul, chiar sunt onorat. Baftă, te urmăresc. Ok. Multă lume, fă-le plan general. Fă-le plan general, e foarte multă lume. Marcel Toma, fii atent. Marcel Toma, vină cu Marcel Toma, în emisie direct la Veranda. Ești prieten cu Tatiana Spinu. Spune 3 piese de-a Tatianei. Magical. Magical 1, Magical 2, Magical 3? Exact. Și cea de astăzi. Da? Cea de astăzi. Cea de astăzi, da? Da. Cum se numește piesa de astăzi? Ce faci? Mă pui la încercare? Spune așa, cum, oricum nici eu nu știu piesa. Te ajut, Supermodel. Ok, Supermodel. Mersi. Croitorul. Zăbăs, Croitorul. Vreți să dați un salut la Veranda. Suntem în emisie directă, da? Tani Vander, multă lume. Tanita. Ei, bă, fraților, tot asta o să înceapă, se pare că mai târziu. Noroc. Vino încoa repede. Ești ultimul astăzi. Cum ți-a părut clipul? E așa cum ai vrut? Păi eu l-am filmat. Păi da, e așa cum ai vrut, normal. Păi 99%. 99%? Da. 1%? 1% să fie mâine finalizat. Bun, baftă, succes, un mesaj pentru toată lumea care ne urmărește acum. Suntem live la Veranda. Priviți Jurnal TV. Nu, cine face omul pentru o lingușere, da? Mersi. Bun, baftă la toată lumea, succes, Veranda, vă iubesc. Atenție, în cazul în care reușiți, în cazul în care sunteți prieteni cu Tanita, puteți să veniți doar la sfârșit, adică la mâncat căpșune și la vin. Aici o să fie toată asta, mă rog, nu mai facem publicitate. Transmisiunea de la Veranda, vă iubesc, vă pup, acuși vine și soția mea.
Alo, bună seara, bună seara, Veranda, bună seara, căpșune, iubesc căpșunele. Astăzi este o seară extraordinară. De ce spun asta? Pentru că Tatiana Spinu, pe lângă faptul că își lansează un clip fantastic, mai e și ziua de naștere ei. Hai cu mine, suntem într-un local drăguț, un local frumos. Bună seara, Tatiana, bună seara, felicitări. De unde au luat căpșunile? Căpșunile sunt cumpărate de tăticul meu. Foarte serios, unde-i tata? Unde-i tata? Tata-i după căpșune. Tata-i după căpșune. A venit multă lume, într-adevăr, e posibil să mai avem nevoie. Felicitări, e lansarea de care ai avut nevoie, de care ai plăcere, ai invitat toată lumea. Bună aici, prietenii tăi. Da, trebuie să mai vină încă multă lume, cred eu. Și astăzi am ales să fac această lansare pentru că este ziua mea de naștere. Da, mersi. Și de ce am ales 4 februarie, ziua mea? Pentru că 4 îmi poartă noroc, pentru că suntem în 2014, pentru că împlinesc 24 de ani. De ce ai chemat lumea la 5, dar aproape ne apropiem, încet, încet suntem mult mai târziu, dar încă nu e? Pentru că așa este la moldoveni, dacă 5 la... chemi lumea la 5, vine la 7 și dacă la... Da. Ca să înțeleagă lumea, clipul e cu Smoli, e și cu Gloria, cu care a... Gloria nu este în clip, da. Ea a scris textul. În clip apare Smoli, desigur, pentru că el acolo spune și el ceva, cântă. Și... Da, el a mai spus într-un clip, a mai cântat într-un clip, da. Da. Da, la mulți ani, plec să vând și cu prietenii tăi, da? Mersi. Ok. DJ, muzică, noroc, noroc. Suntem în emisie directă la Veranda. Iuhu! Uhu! Iuhu! Am spus eu, e multă lume, dar e încă lumea care se adună. Hai să vă fac cunoștință cu fratele Tatianei Spinu. Poate niciodată nu l-ați văzut. Noroc, noroc. Suntem în emisie directă la Veranda. Mulțumim de soră. Da, a făcut. Sunt foarte mulțumit. O seară minunată. Sora a spus că tata a adus căpșunile. Tu cu ce ai contribuit? Adus căpșunile? Da. Eu sunt prezența mea. A, prezența ta. Trebuia să-ți pui un bant așa frumos ca să fii zăbăst. Ok, hai să fac cunoștință cu vedete. Sunt multe vedete. Bună seara. Magnifici. Vlad Codreanu, după cum știți, sultanul Chișinăului, da? Mahai. Noroc. Noroc. Mai trăiești? Bună. Mai trăiești în showbizul nostru? O lecție că trăiești. Emisie directă la Veranda. O felicitare din partea ta. Pentru Taniușa. Nu știu, doresc sănătate, dragoste, pace și o carieră cât mai fructuoasă și îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi. Taniușa, noi te iubim. Iuhu, știi, iuhu. Tineretul cu bătrânetul este egal cu prietenii forever. Și nu fac prieteni pentru o bucată de plăcintă și carne, da? Corect, mersi. Lucian Dumitrescu, de la un alt post de televiziune, dar și un prezentator. The Best, salut! Salut, eu sunt sigur. Sunt sigur că reportajul cu mine va fi tăiat din noi material. Noi suntem în emisie direct la Veranda, vreo. Îmi pare foarte bine. Salutări tuturor. Da. Faci treaba azi? Da, voi prezenta evenimentul. Chiar sunt onorat. Baftă, te urmăresc. Ok. Multă lume. Fă-le plan general. Fă-le plan general. E foarte multă lume. Marcel Toma. Fii atent. Marcel Toma, vină cu a. Marcel Toma, în emisie direct la Veranda. Ești prieten cu Tatiana Spinu. Spune trei piese de-a Tatianei. Magical 1, Magical 2, Magical 3? Exact. Și cea de astăzi. Da? Cea de astăzi. Cea de astăzi, da? Da. Cum se numește piesa de astăzi? Ce faci? Mă pui la încercare? Spune așa, cum, oricum nici eu nu știu piesa. Te ajut, Supermodel. Ok, Supermodel. Mersi. Croitorul. Zăbăs, Croitorul. Puteți să dați un salut la Veranda. Suntem în emisie directă, da? Tani Vander, multă lume. Tanita. Ei, bă, fraților, tot asta o să înceapă, se pare că mai târziu. Noroc. Noroc. Noroc, vină cu a repede. Ești ultimul astăzi. Cum ți-a părut clipul? E așa cum ai vrut? Păi eu l-am filmat. Păi da, e așa cum ai vrut, normal. Păi 99%. 99%, da. 1%? 1% o să fie mâine finalizat. Bun, baftă, succes, un mesaj pentru toată lumea care ne urmărește acum. Suntem live la Veranda. Priviți Jurnal TV. Nu, cine face omul pentru lingușări, da? Mersi. Bun, baftă la toată lumea, succes, Veranda, vă iubesc. Atenție, în cazul în care reușiți, în cazul în care sunteți prieteni cu Tanita, puteți să veniți doar la sfârșit, adică la mâncat căpșune și la vin. Aici o să fie toată asta, mă rog, nu mai facem publicitate. Transmisiunea de la Veranda, vă iubesc, vă pup, acuși vine și soția mea.